Domnule senator, vă propun ca în deschiderea acestui interviu să discutăm puțin despre noile legi ale educației. Proiectele vor fi dezbătute în Parlament și aș vrea să vă întreb care este poziția partidului pe care îl reprezentați aici în Parlament în raport cu aceste noi legi ale educației. Ce modificări considerați că ar trebui aduse? Modificările sunt atât de profunde încât am fost sfătuiți că atunci când vom ajunge la guvernare, și sper că în 2024 să ajungem, să nu încercăm să le cârpim, să le rafistolăm, să le corectăm într-un loc sau altul, pentru că sunt atât de precare și atât de rău intenționate, încât cea mai bună soluție este să te lepezi de ele, să le abandonezi, adică să le abrogi și să încerci din nou de la zero să le faci pe aceste două legi. Asta ni s-a spus de la bun început. Iluzia că am putea să le corectăm în așa fel încât să scoatem ceva vrenic de prețuire pentru învățământul românesc, rămâne o iluzie. Nu se poate face așa ceva. Sunt o puzderie de defecte pe care, în cadrul unei dezbateri pe care am făcut-o săptămâna trecută sub egida Partidului Aur, au venit profesori, au venit părinți, au venit avocați, au venit reprezentanți ai cultelor confesionale, pentru că avem culte confesionale, a venit Varlam Ploieșteanu, care este episcopul vicar, și ne-au prezentat 13 puncte care exprimă dorința acestor reprezentanți confesionali ca să modificăm în legile educației. De pildă, aceste legi definite pe scurt sunt o pârghie de inoculare a copiilor și a profesorilor sub pretextul toleranței, al diversității, al incluziunii. Ați auzit tot timpul de aceste eufemisme. În spatele acestor eufemisme se ascund niște intenții cât se poate de malefice. Și anume, distrugerea învățământului după reperele tradiționale pe care România le are de la Spirul Haret încoace, pentru că noi am avut un învățământ foarte bun, numai că în ultimii 30 de ani s-a ales praful de acest învățământ. Aceste legi, când vor intra în vigoare, vor aduce totuși schimbări, dacă am remarcat, și la învățământul preuniversitar și la învățământul superior. Haideți să începem cu învățământul preuniversitar. Să vedem, va fi introdus un examen de admitere la liceu. Cum se va împăca cu repartiția computerizată care este în prezent? E greu să vă spun, nu pot să intru în detalii pentru că nu mi-e limpede. Tot ceea ce ne-au zis profesorii în cadrul acestei dezbateri este că acest nou examen de admitere la liceu este inutil pentru că se va desfășura, dacă nu mă înșel, în două etape. Iar apoi au trecut la bacalaureat și aici au avut numai cuvinte de ocară de spus, pentru că, de pildă, latina nu este pusă acolo nici măcar ca opțiune pentru cei care... Chiar asta vreau să vă și întreb, care este părerea dumneavoastră despre scoaterea limbii latine ca materie obligatorie? Este o calamitate, este o nenorocire, pentru că noi de acolo ne tragem, noi de acolo descindem din limba latină și cine nu stă să citească măcar Juvenal sau alți satirici latini sau Horatiu sau Vergiliu, acela nu poate pretinde că stăpânește și că are cât de cât o cultură umanistă. Noi așa ne-am format. În plus, limba latină îți inspiră ambiția unei culturi generale. Drama este că astăzi, potrivit acestor legi ale educației, nu se mai pune accentul pe cultură generală, cum era pe vremea mea, la fel nu se pune accentul pe însușirea de cunoștințe, ci se spune trebuie să dezvoltăm competențele copiilor. Cum le descoperim, cum anume ne dăm seama ce competențe și inclinații are acel copil de vreme ce nu-l cultivăm, e greu de spus. Deci accentul nu se mai pune pe învățare, pe cultivarea personalității, ci pe un cadru instituțional unde profesorul nu este atât un îndrumător în virtutea vocației sale pedagogice, pentru că a fi profesor presupune o vocație. Cel este doar un facilitator de programe și un mare conțopist, pentru că mult timp îi se ia acum, punând să facă rapoarte de activitate, să semneze tot soiul de fișe cu note și cu... Deci el nu mai are timp să predea pentru că trebuie să dea socoteală despre o activitate extradidactică. În plus, elevii au niște drepturi sacrosante din cauza cărora profesorii nu îi mai pot educa așa cum se cuvine. Nu mai e voie să-i spui nimic rău acelui copil, pentru că imediat se simte lezat, discriminat, se duce la comisia de etică și acel sărac profesor este tras la răspundere de către director. Asta înseamnă că autoritatea profesorului se prăbușește. În schimb, elevii capătă niște drepturi neîntemeiate, care duc la o egalizare echivalentă cu un soi de moarte termică a învățământului. Cum vedeți dumneavoastră evoluția disciplinelor care alcătuiesc
structura, dacă vreți, formarea unui elev, identitatea culturală, de exemplu, limba română, istoria. Cum vedeți evoluția acestor discipline în timp? În timp această evoluție se definește cel mai lapidar prin cuvântul involuție. Copiii nu mai studiază limba română așa cum se cuvine, de istorie nu mai zic. Hai, geografia poate că nu e atât de importantă ca celelalte două pe care le-am pomenit, însă copilul nu mai este îndemnat să-și cultive anumite inclinații legate de limbă, legate de elocință, de expresivitate, de vocabular. Vorbim de analfabeți funcționali. Asta pentru că copilul nu mai este încurajat să capete acea poftă de a se exprima într-un mod personal și de a-și cultiva limba. Copiii nu mai știu să vorbească, nu știu să se mai exprime. Și în plus, se tot vorbește de examene la limba română date în sistem grilă. Cum, Dumnezeu, poți să cântărești mintea unui copil și cultura lui dacă îl pui în fața unor întrebări unde trebuie să bifeze un răspuns sau două? Nu poți să-ți dai seama ce e în mintea lui, n-ai cum. Iar de istorie, ce să vă spun? Istoria este din ce în ce mai stâlcită, mai micșorată, pentru că nu se mai vrea ca aceste discipline, al căror deznodământ este până la urmă întipărirea în copil a unei conștiințe identitare, că suntem români, și ca să fii român trebuie să știi istoria și geografia. Toate aceste discipline sunt înlocuite de ideologia de gen în numele acelor pretinse pseudo-valori europene, precum toleranță, diversitate, egalitate de șansă, nu mai spun de cote obligatorii. Toate aceste pretinse reguli duc la o contraselecție a copiilor și în plus la o anticoncurență în lumea noastră. Pentru că ierarhia socială, indiferent că e învățământ sau e politică sau cum vreți dumneavoastră, se clădește pe meritocrație. Adică pe ceea ce poți tu să dovedești potrivit înzestrării tare, merit care ți este recunoscut de alții. Ori la noi, urcarea în ierarhie nu se mai face pe merit, se face prin contraselecție. Cum? Prin ce știm bine, meteahna noastră românească. Peste tot pile, cumetrii, arghirofilii și așa mai departe. Asta se întâmplă în învățământul nostru. La nivel universitar, noua lege a educației prevede ca mandatul rectorilor să fie limitat la 2. Vreau să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră în legătură cu această măsură. Bineînțeles că sunt de acord, pentru că s-a creat așa un fel de casta rectorilor care stau și tronează acolo zeci de ani. Acum un mandat numai de 4 ani, se prevede a fi de 5 ani. Și un rector poate de acum încolo să stea încă 2 mandate, adică 10 ani, indiferent de dacă a mai avut sau nu această funcție înainte. Ori asta duce la ceea ce vă spuneam, la o castă hegemonică a unor bătrâni, că nu știu cum să le spun altfel, la o gerontocrație pedagogică în care acei oameni stau și blochează la infinit acele posturi. Și se creează din nou această mentalitate de castă închisă în care nu ai voie să intri pentru că ești eliminat. Așadar, suntem împotriva acestui mandat dublu de 5 ani al rectorilor. Nu vă mai spun de coșmarul titularizărilor de care se plâng toți profesorii. În fiecare an sunt siliți, fie că sunt universitari, mai ales universitari, preuniversitari și nu universitari, să dea examene pentru titularizare, să găsească un post. Dar nu sunt posturi. Și totuși ei trebuie să dea examene în fiecare an. Este un chin inutil. De ce? Pentru că învățământul este birocratizat și din dorința asta de a da viață tot timpul directivelor venite de la Bruxelles, care sunt antinaționale și urmăresc îndobitocirea copiilor pe linia ideologiei de gen, din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns. Acum vă propun un alt subiect și anume faptul că Partidul Aur a organizat o dezbatere cu ceva timp în urmă în legătură cu efectele vaccinului anti-COVID. Ați putea să ne spuneți care este poziția partidului pe care îl reprezentați în acest sens? Este aceeași poziție pe care am avut-o de la bun început, odată cu declanșarea acestei cacealmale, care din păcate, în loc să fie o farsă cu timpul, s-a preschimbat într-un act criminal și anume pandemia. De la bun început am zis că singurul mod în care putem întâmpina această epidemie, acest pretins virus foarte virulent, este dobândirea imunității naturale. Noi așa rezistăm și rezistăm ca specie în această lume, pentru că avem o putere imunitară ieșită din comun.
vaccinurile nu numai că nu au conferit această imunitate, ba mai mult i-a șubrezit pe cei care au fost până într-atât de naivi și până într-atât de înfricoșați ca să înghită toată această cruciadă de minciuni la care am fost supuși timp de 2 ani de zile. Și iată că roadele malefice se văd acum, pentru că în mod neîndoielnic, chiar dacă Ministrul Sănătății, domnul Rafila, tăgăduiește, există o relație cauzală între vaccinul anticovid și numărul de booster-uri pe care l-au făcut și acest sindrom al morții subite. Care sunt argumentele științifice? Unde că morți subite au mai fost, dar nu au fost mediatizate. Din ce în ce mai mulți medici s-au scuturat de frică, nu se mai lasă intimidați de, în România, de Colegiul Medicilor, în afară de instituțiile de autoritate din țara lor, vin și spun adevărul. E drept că toate aceste mărturii circulă pe internet, în site-uri de nișă, niciodată nu o să le vedeți la televiziunile noastre cu un rating mare, și totuși sunt atâția gazetari care încep să spună adevărul. Pe de o parte, pentru că au tăit pe pielea lor marazmul efectelor secundare ale vaccinului, și doi, cum vă spuneam, tot mai multe voci cu autoritate medicală, cu pregătire medicală, vin și spun ceea ce ați făcut este o crimă. Deja se pun la cale procese împotriva Organizației Mondiale a Sănătății și altor a trusturilor de vaccinuri, de la Pfizer și până la Moderna. Ei tac, ascund clauzele. Domnul director de la Pfizer nu vine niciodată ca să dea cu subsemnatul și să explice în fața Comisiei Europene și în fața Parlamentului European ce știa înainte de aruncarea pe piață acestor vaccinuri malefice. Asta pot să vă spun, că eu n-am alte dovești științifice decât cele pe care le aud de la românii noștri, de la medicii noștri români, și sunt zeci de voci curajoase care spun adevărul, și de la autoritățile străine care contestă această variantă oficială, pe cât de oficială, pe atât de mincinoasă, a Organizației Mondiale a Sănătății, cum că ne-am confruntat cu o pandemie formidabilă și cu un virus până într-atât de malefic, era să murim. Să trecem acum să discutăm despre activitatea dumneavoastră ca parlamentar. Ce inițiative legislative ați promovat în ultima perioadă? Am avut un proiect care, din păcate, n-a trecut deocamdată, a avut un aviz favorabil la Camera Deputaților, dar nu știu, nu fac multe iluzii că va trece, nu pentru că proiectul ar fi prost, dar în genere, cam orice propunere legislativă care vine dinspre AUR este respinsă din capul locului, în mod a priori. Iar proiectul nostru se referea la indemnizațiile persecutaților politic după martie 1945 și a prizonierilor de război din URSS. Legea asta există de mult, ea a fost într-un fel îndreptată în anul 2020, dar acolo există o prevedere care este cu totul nedreaptă și inechitabilă. Acolo se spune, de pildă, este vorba de urmașii deținuților politici, care trebuie și să primească o recuperare, o despăgubire, pentru că au avut de suferit doar pentru că au fost fiii deținuților politici. Adică au fost împiedicați să facă o facultate și apoi când își găseau un loc de muncă, mai devreme sau mai târziu, securitatea le desfăcea contractul de muncă și trebuiau să-și caute alt loc. Și așa, viața lor, numărând decenii la rând, a fost un soi de pelerinaj al umilinței, trecând dintr-un loc în altul, fără să poată căpăta și ei statutul de intelectual. Și atunci, în această lege, există un articol inechitabil care spune așa: urmașii deținuților politici care s-au născut în timpul detenției părinților primesc indemnizație de 100%. Deci dacă ei s-au născut cât timp părinții erau în închisoare, primesc despăgubirea totală. În schimb, cei care s-au născut după eliberarea părinților primesc doar 50%. Și am zis, de ce? De ce ei n-au suferit la fel ca ceilalți? Doar pentru că s-au născut în libertate? Represaliile la care au fost supuși au fost aceleași. Nu au putut să facă nicio facultate, au fost tot timpul marginalizați, pentru că aveau, cum se spunea atunci, origine nesănătoasă. Acesta a fost proiectul de suflet pe care l-am eu în minte. Almitere, am vrut să introducem un articol în legea educației în care să mai introducem un curs de istoria recentă a României din 89 și până astăzi. A fost respins. Pe motiv, cum, ce credeți? Pe motiv că nu ai voie în programa școlară să introduci o nouă disciplină printr-o lege în Parlament. Parlamentul nu trebuie să se vâre în programa școlară. Programa școlară ține de atribuțiile și prerogativele ministrului și Ministerului Educației.
De aceea ne-au respins legea, cum că argumentul fiind acesta. N-ai voie în programă să introduci o disciplină prin lege. Știți ce au făcut anul trecut? Și USR-ul, și PNL-ul, și PSD-ul au introdus. Deci au făcut exact lucrul pe care le reproșează noi acum. Au introdus o disciplină, istoria evreilor, cum? Printr-o lege vârâtă în Parlament, grație căreia astăzi trebuie să studiem în mod obligatoriu istoria evreilor în învățământul preuniversitar. În schimb, istoria recentă a românilor nu avem voie să o studiem. Unde aveți biroul parlamentar și cum vă pot găsi cetățenii? Am două birouri, la Roman, în județul Neamț, acolo mă ocup eu de cheltuieli și de întreținere, și un altul în Turnul Severin, pentru că eu, ca loc de baștină, sunt din Mehedin, Turnul Severin. Și acolo am al doilea birou parlamentar. Și, bineînțeles, mă pot găsi aici, la Senat, în fiecare săptămână. Și care sunt cele mai importante probleme pe care vi le indică cetățenii atunci când vin la dumneavoastră? Sunt de la grijile cele mai mărunte până la mari drame. Mari drame. Ce exemplu să vă dau? O femeie cu soțul mor de cancer în urmă cu 2 ani, care, ca să-l trateze de cancer, s-a împrumutat până într-atât de mult, încât după ce soțul a murit, n-a putut să-și mai plătească datoriile. Pe lângă neputința de a plăti datoriile, s-a certat, ea fiind contabilă la un liceu, s-a certat cu directorul, drept care directorul i-a desfăcut contractul de muncă. Și a venit la mine să-mi plângă că e șomeră fiind, va fi executată de către bănci, pentru că nu-și poate plăti datoriile, taxele. De la canalizare și de la neputința de a cumpăra o tonă de lemne ca să aibă căldură în casă. Grijile sunt enorme, ei vin la noi, îi ascultăm, însă ei nu-și dau seama că un parlamentar nu are pârghile de influență ca să exercite ceva asupra primarului sau asupra consiliilor locale sau județene. Pentru că acolo se rezolvă de obicei cam toate aceste necazuri care sunt prozaice, sunt concrete, sunt terestre, dar asta îl macină pe român. Nu luptele ideologice și nu cine știe ce mize simbolice și metafizice. Viața concretă de care te izbești zilnic și de care ești molestat prin aceste griji mărunte.